Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul platforma PlatinCoin. Deci, toți care s-au înregistrat până la schimbarea design-ului la site, până pe 3-4 decembrie, au primit primul pachet gratis. Informația care este interesantă, faptul că această promoție se mai întinde până la anul nou, este un cadou din partea site-ului pentru noi. Până la anul nou putem continua să invităm oameni, pentru că sunt unele întârzieri, ei au făcut schimbare la site adăugând un produs nou, PLC Farm. În acest video vreau să arăt cum creăm portofel pentru ca să-l unim apoi în PLC Farm, ca să putem dobândi monete pe acest site. Acum monetele se vând la 5 euro. Prețul următor, când va ajunge cursorul 100%, deci verde, va trece la 10 euro. Pe urmă, următorul prag de creștere a prețului va fi de 50 de euro. Deci ideea e care? Că noi putem să unim PLC Farm, în care putem adăuga monete, deci eu am 0, pentru că el încă nu este. Acest PLC Farm, în aplicațiile noastre, aici dacă intrăm, vedem că PLC Farm va fi, el s-a adăugat, inițial era doar PLC Wallet, portofel PLC, PLC asta moneta lor, PlatinCoin, prescurtat. Deci acum noi ce trebuie să facem? Trebuie este să instalăm portofelul nostru pe telefon. Putem să-l instalăm pe calculator, dar să nu-l încurcăm. Trebuie este apoi să descărcăm și pe telefon. Depinde ce telefon aveți. Dacă aveți iPhone, descărcați din App Store. Dacă aveți alte modele, din Google Play. Deci vor fi două aplicații. Deci din start spun să nu-l încurcați. Deci una este portofelul. A doilea va fi aplicația PLC Farm, care va dobândi monete, deci ea trebuie încărcată. Deci ca orice utilaj, dacă nu îi dai ce să prelucrezi, de pildă la moară, trebuie făină, ca să faci făină, eu știu, tractorul, de pildă, ca să prelucreze pământul, trebuie ești combustibil, și așa mai departe. Deci ideea e care, că acest PLC Farm, ca să dobândească monete, va trebui instalat și în el va trebui de adăugat portofelul care îl creăm în portofel. Adresa, deci. Toate monetele noi le ținem la noi în portofel, deci pe telefon ele sunt, ele nu se duc la site. Deci asta e plusul, că nu riscăm cu monetele noastre. Care nu are monete, unde putem cumpăra? Deci este bursa să se încarce. CoinSB. Deci eu am un video în care explic despre această bursă, despre o promoție care este pe ea cu 2000 de monete care pot fi vândute dacă prețul nu va scădea. Deci 2000 de monete în balanță, dacă intru, deci eu deja am 5000 de monete care de pildă mi arată $500. Deci când va fi posibil de vândut, în primul rând trebuie să fiți verificați. Eu în unele video am spus că nu așteptați când o să înceapă vânzările. Au mai rămas încă 13 zile, cum văd eu, până vor apărea aceste posibilități. Verificarea se face în account, în direcția verification. Fiți atent ce se cere acolo, deci în final trebuie să fie cu verde. Deci mulți din voi nu au început, nu vor să facă, nu trimit documentele cum trebuie, calitativ, diferite cauze, iar rezultatul este acela că
din 39 de oameni, doar 3 au trecut verificare, deci 36 formal s-au înregistrat, dar de vândut nu o să aibă ce, pentru că nu sunt verificați. Vor putea vinde doar cei care sunt verificați. Deci dacă nu sunteți înregistrați, înregistrați-vă, faceți verificare pe această, pe această bursă, pentru că aici se poate de cumpărat monete PLC care putem să le trimitem deja pe portofel și apoi portofelul să-l unim în PLC Farm pentru ca ele să se mineze. Când va începe a lucra, portofelul depinde la pachetul acela care l-am primit gratis, maxim el poate fi încărcat cu 74 de monete. Acum noi descărcăm acest la aplicațiile mele. Va fi aplicație, vom putea de aici de pe el descărcat sau de la unde mai este. Deci uitați-vă, aici ea mai jos scrie pașii care trebuie de făcut. Eu cum o să încerc să explic. Deci cine a avut PLC Minter, merge vorba despre oameni care deja sunt în companie, că compania lucrează de 3 ani deja. Nu noi care acum ne înregistrăm, noi acum trebuie să facem descărcarea portofelului. Pe urmă, acest portofel va trebui de adăugat în PLC Farm, care voi face alt video, deci ideea că noi găsim unde este portofelul. Deci sunt două producte, deci Units și Power Minter. Deci noi vom lucra cu Power Minter, care acum ne înregistrăm. Apropo, este o noutate bună, până la 31 decembrie încă se poate de unit și de primit acest Start Minter pachet gratis. Deci înainte era Unit, unde se cumpăra pachetul pe 3 ani, acum noi pachetul primim pe 10 ani. Deci 10 ani. Înainte pe an dădea 10%, acum va da 30% venit. Unica ce s-a schimbat, deci înainte noi trebuia să cumpărăm un pachet mai scump, acum el iese mai ieftin, dar de încărcat îl încărcăm noi cu monete ca el să dobândească. Înainte site-ul încărca acest pachet. Deci, de pildă, înainte oamenii cumpărau pachetul, iar site-ul încărca cu monete care aducea venit. Deci, aici era scris cât venit aducea pe lună. 0,66, de pildă acum pachetul acesta o să aduc undeva 1,8, de 3 ori mai mult pe lună decât era înainte. Deoarece site-ul ne dă mai mult venit, dar monetele deja nu compania le pune la minat, dar noi singuri trebuie să le cumpărăm. Deci asta e diferența. Unde noi vedem acest lucru? Deci uitați, aici o să fie informația câte monete aveți în portofel, portofelul și monetele noi le ținem la noi pe telefon, deci nu le dăm la site. Deci asta e plusul care este la acest site, doar că noi putem să-l încărcăm cu această cantitate. Deci aceste monete sunt înghețate. Ele ne aduc, adică noi le punem la dobândit. Dacă noi scoatem monetele, site-ul se stopează, nu ne aduce venit. Deci asta, să înțelegi.
Deci dacă ați pus monetele, de pildă puteți spune nu tot dată, de pildă aveți bani de 3 monete, ați cumpărat 3 monete, le-ați pus aici, ele vă duc venit. Pește, eu știu, o lună ați mai adunat de undeva vreo 10 monete, deci bani de 10 monete ați mai cumpărat, ați mai adăugat. Deci maxim cât poate fi în acest primul pachet, 74 de monete. Dacă doriți alt pachet, să faceți de pildă mai mult venit, vă uitați la următorul pachet. Deci el maxim de pildă 185 de monede se poate de încărcat. Altul pachet e de 370. Deci sunt două plăți care facem. Deci prima cumpărăm pachetul, pe urmă cumpărăm cantitatea de monede care noi îl încărcăm. Deci astea sunt următoare pachete. De pildă dacă acesta gratis l-ați primit și ați început să înțelegi sistemul cum lucrează, pe urmă l-ați încărcat la 74 de monete. Dacă doriți mai departe cumpărați alt pachet, mai bine de cumpărat, eu știu, alt pachet mai mare și de încărcat cu mai mult. Deci tot merge vorba de 10 ani de lucru. Deci acest pachet se cumpără o dată pentru 10 ani și îl încărcați. Deci asta e ideea. Deci este un lucru foarte interesant. Este o companie nu pe o zi, pe două. Acum unde descărcăm deci intrați în My Application și uitați-vă, aici este PLC Wallet Portofel. Deci alegeți cum îl descărcați, îl descărcați pe telefon, îl descărcați pe smartphone, iPhone, adică dacă aveți, sau pe calculator Windows or Macintosh. Acum, încă o dată, atrag atenție că sunt două aplicații diferite. PLC Wallet, PLC Farm. Acum, descărcați aplicația, de pildă găsiți unde ea este, eu știu, așa e sună, PLC Wallet. Apăsați pe ea, o instalați, mergeți până în final, ea se face shortcut aici, apăsați pe ea. O să arăt acum cum se creează portofel. După ce s-a descărcat, multe lucruri care lucrează pe calculator, el merge mai greu acum. Deci aici apăsăm când vrem pe telefon să descărcăm. Deci o să intrați de pe telefon ca să fie mai ușor. Alegeți adresa platincoin.com, intrați în contul personal, apăsați pe Google Play. Și o instalați, deci la mine Google Play în rusă, nu o să fac eu acum pe calculator, deci ideea vă arăt cum să ajungeți unde vă trebuie. Așa greu merge. Deci, după ce s-a deschis portofelul,
Apăsați pe de creat prima dată noi trebuie să creăm portofel. Ca doilea este funcție de a importa portofel dacă aveți deja creat. Deci când creăm apăsați pe creat nou. Atenție, aici când creăm trebuie să creăm două PIN coduri ca să nu le încurcați, deci este un PIN cod care de intrare și a doilea PIN cod de transformare sau de transmitere de pe un dispozitiv pe altul a portofelului. Deci în cazul dat, primul cod este din 6 cifre. Și repetați. Pe urmă apăsați pe Next. Amui aici ia creați un PIN cod el cum vreți, eu acum fac unul de test ca să vedeți că pe urmă o să fac altul acum o fac ca să arăt în video ca exemplu. Și apăsați pe Next. Acum, uitați-vă, el aici ia când... ne-a creat un portofel PLC Wallet care are privat key. Deci asta este o combinație de litere și cifre care trebuie salvată. Pentru aceasta apăsați pe PLC Wallet privat key de pildă de exportat sau salvați pe o imprimantă dacă aveți. Deci această combinație trebuie salvată. Undeva să o aveți pe calculator. Pentru că când o să vreți să adăugați în aplicație PLC Farm care se creează la etapa următoare pentru minat monete nouă, anume ne va trebui acest privat key. Deci undeva salvați. Eu știu dați-o de numire acolo care ca să nu încurcați. După ce apăsați pe Next. Puteți să scanați acest cod cu telefonul, dacă aveți aplicația de scanat. Și tot puteți salva în formă de text. Deci în interior când am creat, deci uitați-vă, sunt balanța principală, pe urmă este direcția unde noi putem trimite, unde indicăm adresa, pe care portofel trimitem, punem cantitatea și apăsăm pe Send. Acum dacă vrem să primim, apăsăm pe ultima direcție unde este portofelul nostru, apăsăm pe PIN codul acesta, nu PIN cod, dar imaginea aceasta și copiem adresa. Adresa a fost cu succes copiată. Pentru aceasta, dacă facem un document, unde putem, de pildă, să păstrăm acest portofel. Vedeți, toate portofelele la ei încep cu P4U, până când cum văd, pe urme nu știu cum o să mai fie. Principalul să rețineți când îi dați cuiva, terminația, ca să nu fie de pildă scăpat o literă
și începutul. Și atunci o persoană o să vă poată trimite bani. Deci ca să primim bani, intrăm în direcția Resave, copiem portofelul, trimitem la persoane care să ne trimită bani. Dacă vrem să trimitem, intrăm în direcția Send, cerem portofelul de la persoana care vrem să trimitem bani, el trebuie să vă trimite un astfel de combinații litere cifre în formă de cod. Aceasta se numește portofel, adresa portofelului. Și trimiteți banii pe adresa aceasta, indicați cifra. Eu nu am nimic. Aici se indică de pildă 10 PLC, trimiteți. Acum uitați-vă la setting. Sunt careva direcții unde putem schimba PIN-ul, putem exporta portofelul, dacă de pildă am uitat să salvăm la export. Putem importa portofelul, de pildă avem acest portofel, vrem să intrăm în alt portofel să vedem care e situația, de ce inițial îl importăm. Sau ieșim din portofel și intrăm tot inițial, acolo este o funcție de import, atunci nu ne va trebui acel privat key. Unde iar ne trebuiește? Vedeți, transport PIN cod. Deci sunt două PIN coduri, cum am spus, ele diferența e unul pentru a putea avea acces la PIN, la privat key. Deci și iar din nou am intrat în privat key, de pildă dacă să uitați să salvați și luați și salvați. De copiat nu de voi, doar putem de salvat pe imprimante sau de descărcat. Și ultima este, uitați-vă, dacă ați creat un portofel și vreți să faceți careva corectări, într-însă nu este bani, puteți să-l ștergeți. Apăsați pe PLC Wallet Remove, adică că să-l ștergeți, îl ștergeți, apăsați pe Delete. Și portofelul acela nu este. Deci asta eu am șters portofelele test care v-am arătat în acest video. Deja pe urmă o să creez un portofel cum trebuie. Și datele le salvați undeva într-o agendă. Scriți atent fiecare literă la privat key. Indicați undeva denumire ca să înțelegeți ce este de pildă acest, de la ce este privat key. Și PIN codurile. Sunt două PIN coduri care tot trebuie să le salvați. Deci acum puteți să vă antrenați, descărcați această aplicație pe telefon și salvați un portofel care o să trebuiască pe urmă în a doua aplicație când o să fie posibil. Undeva au spus că într-o săptămână vor rezolva această situație și vom adăuga portofelul în PLC Farm. Iar cu PowerMinter toți care se înregistrează până la 31 decembrie vor primi gratis acest pachet și el se dă pe 10 ani. Deja ca să primiți monete din meeting trebuie încărcat cât vă permite posibilitățile. Deci maxim se poate încărca cu 74 de monete. Aceste monete, cum am spus, se poate cumpăra pe bursa CoinsBit. Merge greu. Deci la trade intrați și depuneți bani pe această bursă, dar cel mai bine, cum am spus, participați la promoția care este acum cu
2000 de monete gratis pentru toți care se înregistrează și trec verificarea. Apoi, când va fi posibil de vândut, le vindeți. De ce e de dorit să fiți verificați? Dacă nu o să fiți verificați, nu o să puteți să le vindeți. Verificarea mai merge mai greu, pentru că sunt foarte multe înregistrări, undeva într-o săptămână, două săptămâni se face verificarea. Deci au rămas 13 zile. Cât mai urgent faceți verificarea, ca să nu rămâneți pe urmă cum mulți o să vândă, dar voi nu o să puteți vinde, că nu o să fiți verificați. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.